Intercelulare. Back, 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 back. Aici. Cosmetice anti-imbră... dă Boi. Se caracterizează printr-un conținut cu... Salut! Astăzi vom vorbi despre o proteină importantă care ameliorează durerile articulare, susține creșterea părului, întărește dinții, unghiile și redă elasticitatea pielii se numește colagen și are efecte care sunt utilizate atât în industria cosmetică cât și în industria alimentară. Urmăriți episodul de astăzi al Academiei de Fitness și cu siguranță veți fi surprins să aflați câte beneficii vă poate oferi suplimentarea cu colagen. Dar să începem cu începutul. Colagenul este o proteină insolubilă, care este o componentă a masei intercelulare. Este compusă dintr-un grup de proteine fibroase și structurale, care au așa numită funcție de lipire în organism, ceea ce înseamnă că mențin țesuturile unite. Colagenul este o componentă a oaselor, mușchilor, pielii, părului, ochilor și vaselor de sânge și constă în principal din aminoacizi numiți glicină, hidroxiprolină și hidroxilizină. Se formează în celule specializate fibrolaste și reprezintă aproximativ 30% din toate proteinele. Există până la 28 de tipuri de colagen în corpul uman dispuse în 5 grupuri care le vom numerota și detalia în cele ce urmează. Colagenul 1 și 3 sunt specifice pentru păr, piele, unghi și oase puternice și sănătoase. Aceștia stimulează aminoacidul glicină care este responsabil pentru creșterea masei musculare și arderea grăsimilor. Colagenul de tip 2 are un efect pozitiv mai ales asupra articulațiilor și cartilajului. Un lucru interesant este că producția de colagen încetează odată cu înaintarea în vârstă. În timp ce la nou născut se găsește cel mai mult, producția sa în organism încetinește pe măsură ce îmbătrânim. Când împlinim 20 de ani, producția de colagen scade treptat cu 1,5% în fiecare an până când corpul nostru încetează să-l producă complet la vârsta de aproximativ 30 de ani. Pierderea de colagen se reflectă în primele riduri, dureri musculare și articulare, oboseală și de asemenea în vindecarea mai lentă a rănilor. Nivelul de colagen este de asemenea afectat negativ de factorii precum zahărul excesiv, expunerea la radiații ultraviolete, fumatul, turburile autoimune și procesul de îmbătrânire. Cu toate acestea, deficiența sa poate fi evitată prin administrarea de suplimente nutritive sau furnizarea acestuia din alimente. Dacă vă numărați printre cei cărora le place carnea, probabil primiți suficient colagen. Carnea te vită și puiul sunt surse bogate ale acestei proteine. Plantele nu produc colagen, dar susțin procesul de producție în organism, astfel încât vegetarianii și veganii pot apela la fructe și legume, precum afine, cireșe, zmeură, nuci, varză și avocado. O sursă excelentă de colagen este de asemenea gelatina alimentară sau aspicul, care sunt fabricate din resturi, precum ar fi ale pielii, cartilaj, oase sau globi oculari. Acestea sunt zdrobite și omogenizate într-o pastă din care se îndepărtează în continuare grăsimile și componentele necolagenice. Prin urmare, produsul final poate conține până la 98% proteine. Cu toate acestea, colagenul poate fi găsit în suturile chirurgicale sau produsele cosmetice antiîmbătrânire, datorită numeroaselor efecte pozitive ale colagenului asupra sportivilor. Această proteină se adaugă și în suplimentele proteice. Aveți grijă însă, producătorii pot folosi în mod eronat adăugarea de colagen la produsele proteice pentru a crește în mod fals conținutul proteic. Haideți să vedem cât de ușor este să ne dăm seama dacă proteinele sunt bune sau nu. Colagenul este compus dintr-un spectru de aminoacizi diferit de cei care se găsesc în proteinele din carne, de vită, lapte sau zer. Se caracterizează printr-un conținut ridicat de glicină de până la 25% hidroxiprolină și hidroxilizină. Pe de altă parte, conține doar 5,84% din aminoacizi cu lanț ramificat BCAA și nu conține aminoacizi esențial triptoftan. În cazul în care doriți să aflați dacă proteinele sunt într-adevăr de bună calitate, verificați compoziția acestora. Pe etichetă veți găsi ingredientele produsului listate una după alta. Pe primul loc se află ingredientul cu procentul cel mai mare din proteină. Pe ultimul loc veți găsi ingredientul cu cel mai mic procent. Dacă lipsește compoziția de pe eticheta produsului, alegeți un alt supliment nutritiv. De asemenea, este important să nu uitați să verificați cantitatea de glicină al cărei colagen conține aproximativ 17-25% în timp ce proteinele bovine au doar până la 7% glicină și proteinele din zer aproximativ 2%. Procentul ridicat de glicină este un indiciu clar că există mai mult colagen în produs. Un alt element important este prezența hidroxiprolinei și hidroxilizinei care conțin colagen. Mai mult, dacă aminoacizii triptofan și cisteina nu sunt prezenți în produs, știți că este colagen pur. Așadar, presupunem că dacă cumpărați proteine, nu doriți să absorbiți doar colagen. Pe baza acestor sfaturi puteți identifica cu ușurință calitatea proteinelor dumneavoastră. Acum că știți compoziția colagenului, să aruncăm o privire asupra beneficiilor sale, care sunt într-adevăr numeroase. Unul dintre cele mai bune beneficii ale colagenului pentru sportiv este că ameliorează durerile articulare. Lipsa de colagen are legătură directă cu un cartilaj slăbit și durerile articulare. Această afecțiune crește de asemenea riscul de osteoartrită și, prin urmare, de tulburări articulare. Studiile au confirmat că aportul de colagen îmbunătățește aceste simptome și reduce durerea. Ca exemplu, prezentăm un studiu în care 73 de sportivi au consumat 10 grame de colagen pe zi. După 24 de săptămâni, aceștia au înregistrat o scădere semnificativă a durerilor articulare comparativ cu grupul placebo. Un alt efect pozitiv al colagenului este că încetinește procesul de îmbătrânire și stabilește elasticitatea pielii. Cercetările au confirmat capacitatea colagenului de a menține pielea radiantă, hidratată și tânără. De exemplu, un studiu din 2014 a analizat efectele colagenului asupra pielii femeilor cu vârsta cuprinsă între 35 și 55 de ani. Un grup de femei a luat colagen, iar celălalt grup a luat un placebo. După 4 săptămâni, elasticitatea pielii a crescut în mod demonstrabil la femeile care au luat colagen, iar după 8 săptămâni au existat o reducere semnificativă a ridurilor. Cu toate acestea, nu am epuizat încă efectele populare ale colagenului. Colagenul în calitate de componentă principală al țesutului muscular are un efect asupra construirii sistemului muscular. Mai mult, componenta deja menționată a colagenului, aminoacidul glicină, este prezentă în sinteza formării creatinei. Un studiu realizat în 2015 a testat efectele colagenului asupra bărbaților în vârstă care suferau de sarcopenie, o boală care provoacă pierderea masei musculare. După 12 săptămâni, experții au observat o pierdere mai mare a grăsimii și creșterea masei musculare la grupul care a luat colagen și s-a antrenat, comparativ cu grupul care doar s-a antrenat. Colagenul favorizează de asemenea reînnoirea fibrelor, care afectează foarte mult aspectul celulitei și vergeturilor pe piele. Deși nu le elimină 100%, ajută la atenuarea simptomelor și la menținerea structurii pielii mai ferme și mai elastice. Un alt efect al colagenului este acela că întărește stratul protector al tractului digestiv. Un studiu efectuat în 2003 pe 170 de persoane cu boli inflamatorii intestinale au constatat că acestea nu aveau colagen. Acest lucru se datorează faptului că se găsește în țesutul conjunctiv al intestinelor. Prin urmare, creșterea aportului de colagen poate ajuta la peristaltismul intestinal, care se reflectă în digestia sănătoasă. Colagenul este elementul de bază al părului, unghiilor și dinților. Aportul său suficient ajută la creșterea unghiilor și a părului. Studiile confirmă faptul că, în general, colagenul reduce fragilitatea unghiilor și adaugă strălucire părului tern. Colagenul este prezent în arterele și vasele de sânge și dacă nu este suficient, poate provoca fragilitate și îngustare, ceea ce duc în rândul lor la infarct sau alte boli cardiovasculare. Cu toate acestea, oamenii de știință încearcă, de asemenea, să susțină aceste afirmații cu studii acreditate. Pentru a obține toate efectele menționate este necesar să luați zilnic de la 5 până la 15 grame de colagen. Doza ideală poate varia în funcție de vârstă și motivul pentru care luați acest supliment. Doza recomandată pentru îmbunătățirea sistemului articular și ameliorarea durerilor este de 8 până la 12 grame pe zi. În același timp, vă recomandăm să luați colagen în combinație cu vitamina C, care susține producția și efectele sale pozitive. Suplimentele de colagen se pot găsi sub formă de tablete, pudră sau în stare lichidă. Când urmați doza zilnică recomandată, colagenul nu provoacă efecte secundare. Dar excesele nu fac bine și dacă depășiți doza zilnică de colagen, este posibil să suferiți de oboseală cronică, creață, mâncărime ale pielii și hipersensibilitate alergică. Cu toate acestea, atunci când urmați dozele recomandate, colagenul vă poate ajuta să scăpați de durerile articulare neplăcute, să îmbunătățiți digestia și să vă susțineți elasticitatea pielii, să vă întăriți dinții, părul și unghiile sau să reduceți vergeturile și celulita. Acestea sunt de asemenea motivele pentru care ar trebui să apelați la un supliment alimentar care conține colagen și să aveți grijă la aportul său în dietă. Cum aveți grijă de durerile articulare? Obișnuiți să suplimentați aportul de colagen? Scrieți-ne despre experiența voastră în comentarii. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like, share și subscribe. Pentru a nu rata celelalte episoade de la Fitness Academy, abonați-vă la canalul Jimmy. Aștept cu nerăbdare să ne vedem data viitoare. La revedere!